bună și bine ați revenit! Astăzi două chestii importante înainte să încep. Numărul 1, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră. Astăzi am postat un clip și am fost impresionată de toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați transmis. Vă mulțumesc la fiecare în parte, vă pup cu drag pe fiecare în parte, pentru fiecare cuvânt frumos pe care l-ați lăsat pe canalul meu, pentru fiecare mesaj pe care l-am primit. În al doilea rând, clipul de astăzi nu era planificat. De fapt, nu era planificat astăzi. Astăzi este duminică, am postat clipul cu favoritele toamnei și astăzi avea de gând să le nevesc. În pijamale, pe canapea, cu ceai, cafea și nimic mai mult. Însă, voi m-ați făcut să mă ridic din pat, să ies din pijamale și să filmez. Pentru că atât de mult m-au răscolit oarecum, m-au motivat mesajele voastre frumoase de astăzi, încât m-am mobilizat, am ieșit din pijamale și iată-mă în fața camerei filmând din nou pentru voi. Clipul ăsta trebuia să fie un fel de haul sau idei de toamnă-iarnă pentru voi. Ce plovere puteți purta, asorta și așa mai departe. Asta a fost ideea inițială, între timp m-am răzgândit, mi-am dat seama că de fapt am nevoie de ajutorul vostru și de opinia voastră în ceea ce privește grămada asta de plovere pe care o am lângă mine. Pentru că mi-am comandat prea multe. Am dat o comandă mare pe ASOS și nu știu pe care să le păstrez. Nu știu dacă să le păstrez pe toate, nu știu dacă îmi vin bine. Așa că m-am gândit să combin astăzi utilul cu plăcutul, să vă arăt ce mi-am comandat și să vă rog să-mi lăsați părerea voastră care plovere vă plac din ce vă arăt astăzi și ce a trebuit să păstrez sau să trimit înapoi. Aceasta este grămada de plovere din ultima comandă de pe ASOS. Eu sunt fan ASOS, găsește acolo de toate pentru toți. Nu sunt ele articole, sunt ieftine. Deci sunt pentru toate buzunarele. Bineînțeles că la prețurile astea nu te aștepți la cine știe ce calitate. Nu sunt articole de îmbrăcăminte care țin 10 ani de zile. Sunt chestii care, de exemplu, eu îmi comand foarte multe în funcție de cum este moda. Pentru că vedeți că, nu știu, se schimbă moda asta parcă din două în două luni și dacă aș investi mulți bani în produsele astea, aș ajunge la sapă de lemn. Primul din grămada cere vârf este acesta. Este un plovăraș negru până în talie, un pic mai lărguț pe corp. Are aici două volane foarte interesante și pe mânecă. Și are multe perluțe cusute. Are așa, dintr-o parte într-alta perluțe cusute. O să mă îmbrac imediat cu toate produsele să le și vedeți îmbrăcate. Ăsta mi s-a părut un pic mai feminin cât de cât. Un pic mai elegant decât celelalte. Celelalte sunt un pic mai așa de blugi de toată ziua. Ăsta mi s-a părut așa un pic mai finuț. Materialul nu este deosebit, este genul ăla foarte moale, sintetic, însă materialul pare un pic așa, la asta vezi că este un pic mai ieftin, un pic mai chicios, așa că o să mă îmbrac cu el și să-mi spuneți dacă să-l păstrez sau nu. Următorul care cred că îmi place cel mai mult dintre toate, deși culoarea asta nu este o culoare care mie îmi stă neapărat foarte bine, mie îmi stă foarte bine având tenul atât de închis, îmi stă bine culori mai închise, mai mult mai puternice. Ăsta, în schimb, mi se pare, are așa o culoare foarte plăcută, mi se pare și ăsta un pic elegant cu toate zorzoanele astea pe aici, volănașele astea. La mâneci, de asemenea, are cât un volan din ăsta pe fiecare mânecă, este până în talie și vine un pic mai strâmt pe corp. Acum trecem la pufoșenii. Prima pufoșenie este mare și mov. Este mare și mov, este un plover până în talie foarte, foarte larg, mânecile la fel sunt foarte lungi și aici largi. Este dintr-un material, bineînțeles, un sintetic, dar este așa o stofă foarte, foarte moale și aici la gât nu mă deranjează, eu am o obsesie, eu chestiile astea care mă deranjează aici la gât, sunt multe materiale din astea care efectiv simți cum te roade pe aici pe la gât și nu suport așa ceva pe mine. Însă ăsta din ce l-am probat așa câteva minute, mi s-a părut destul de moale pe piele. Aici pe față are un model cu niște ronduri, niște romburi, niște chestii și aici e așa, în dungi. Un plover prins cu mare noroc. Am luat ultima bucată în mărimea mea. Era bătălie pe ploverul ăsta. Într-adevăr și mie mi-a atras atenție imediat. Are printul ăsta așa de leopard, cred că e. E o culoare foarte intensă, nu știu cât se vede pe cameră, dar culoarea este foarte intensă. Este un galben muștar și astea sunt așa, petele astea sunt cu negru și cu un bej foarte deschis. Este un plover până în talie, un pic mai feminin, iar aici sus este la așa un pic pe gât. Iar materialul ăstuia, nu vă pot spune cât este de moale, este genul ăla așa pufos. Un plover la care
chiar am nevoie de opinia voastră, de fapt la toate am nevoie de opinia voastră, dar la ăsta nu știu, nu știu ce să zic. Mi-a plăcut culoarea, mi s-a părut o culoare plăcută și finuță, are așa, este un bej rozaliu și este la fel, un plover larg până în talie, are aici așa un model, însă are aici găuri, deci se vede tot prin el și întotdeauna trebuie să port pe dedesubt fie un maieu, fie un tricou, ceva, însă, nu știu, o să-l vedeți imediat când mă îmbrac cu el. Asta este dintr-un material un pic mai aspru, care la prima, așa în primele secunde când l-am probat, mi s-a părut că mă deranja un pic aici la gât, că mă roade un pic așa pe piele, aveam așa o senzație neplăcută. Așa că o să mă vedeți îmbrăcată cu el și spuneți-mi ce să fac cu ăsta, că sunt așa și așa. Ultimul plover de la ASOS, care îmi place foarte mult, îmi place la nebunie culoarea lui, arată cam așa. Și este așa pe gât, are un guler foarte înalt pe gât și un pic larg, deci nu mă deranjează, nu mă strânge aici la gât. Are o culoare foarte interesantă și foarte puternică, este una dintre culorile mele preferate, este galbenul ăla, un galben verzui foarte intens, foarte puternic. Materialul lui este ok, nu mă deranjează, aici pe față are un model, pe spate este foarte simplu, iar mânecile au un alt model. Sincer, cu ăsta cred că mă văd din, cel puțin din avion, dar ăsta e luat pentru un anumit pantalon. Mi-am cumpărat acum vreo 2 săptămâni un pantalon din piele care are o culoare, zboară scamele pe aici, care are o culoare albastru închis, un albastru petrol foarte închis spre negru și pe ăsta l-am cumpărat pentru pantalonul ăla ca și culoare contrast. Acestea au fost ploverele din ultima comandă de la ASOS, deci pentru asta o să vă rog să-mi spuneți părerea voastră, ce să păstrez, ce să trimit înapoi. Iar acum la final mai am 4 ploverașe pe care vreau de multă vreme să vi le arăt. Astea sunt cumpărate mai de mult, deci nu le mai pot trimite înapoi, fie că vă plac, fie că nu, trebuie să mă îmbrac cu ele, nu le mai pot trimite înapoi. Dar nu vi le-am arătat în niciun clip până acum și vreau să vi le arăt astăzi pentru că se potrivesc subiectului nostru de astăzi, ploverele pentru iarnă. Primul este un plovăraș de la Mango, are așa genul ăla evantai și ce m-a convins, bineînțeles, să-l cumpăr au fost mânecile, care sunt foarte largi și aici au așa o despicătură, deci sunt foarte largi și lungi, trec așa de palmă și aici sunt despicate și bineînțeles că arată foarte bine cu marea mea obsesie cămașa albă. Ca să rămân pe aceeași culoare, pe aceeași nuanță de roșu, un alt plover, ăsta e cumpărat de la Massimo Dutti. Este un plover mai simplu, este așa aici în V, este un plover scurt și este un pic lărguț pe corp, iar mâneca este 3 sferturi. L-am cumpărat pentru că deși are așa o linie oarecum simplă, mi-a plăcut foarte mult materialul, este o combinație între roșu, alb și un pic de auriu. Un plovăraș, o chestie de la Zara, care are o culoare foarte plăcută, este un... Este bleu ăla, nu bleu, de fapt e culoarea ou de rață un pic mai închis. Culoarea ou de rață un pic mai închis. Ați înțeles? Este o chestie foarte scurtă și largă. Vine, deci așa, e cu vedere la buric. Și mânecile sunt foarte, foarte lungi și așa, gen clopot. Bineînțeles că eu nu-l pot purta așa, deci nu mai am nici vârsta, nici silueta de purtat buricul gol, nu ies cu așa ceva pe stradă, însă îl port, bineînțeles, cu o cămașă albă și cu un plug negru, deși merge și la plug albastru, dar neapărat cu ceva pe dedesubt, fie îmi pun un maieu alb care se vede, fie o cămașă. Ultimul plover este de la H&M, este cumpărat acum vreo lună de zile. Este un plover pe care mi l-am dorit foarte mult. Pe site-ul lor întotdeauna arată colecția nouă și arată produsele, și la cei de la Zara fac la fel, arată toate produsele înainte să apară și de cum l-am văzut, am fost leșinată după el. Era o piesă de aia pe care, cred că dacă nu mai găseam pe stoc, mă tăvăleam pe acolo precum fimiun în magazinul pentru jucării. Are o culoare superbă, are o formă superbă, este un pic mai lung, nu este chiar până în talie, este un piculeț mai lung. Aici este la baza gâtului, iar mânecile sunt foarte largi și aici sunt iarăși înguste. Iar materialul este o chestie, este un albastru foarte puternic, foarte intens și are prin el așa niște chestii sclipicioase. Tot vin acum sărbătorile și peste tot, deci orașul este plin cu tot felul de decorațiuni de iarnă,
clipici peste tot, sunt și eu astăzi, de acum sunt și eu în temă cu Crăciunul care vine. Acestea au fost plovele din ultima comandă, m-am pregătit de iarnă, sper că v-am dat și vouă ceva idei de haine, de plovere pentru sezonul ăsta rece. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru tot, vă aștept sugestiile voastre și ideile voastre cum să mă îmbrac, cum să asortez ploverele astea și ce să păstrez. Mulțumesc din suflet, vă pup și să aveți o zi cât mai frumoasă! I wanna be.